Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară am alături de mine un invitat special, urmare a funcției sale de demnitate publică. Este secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Îl cunoașteți toți, asta pentru că era o persoană prezentă în studiourile TV Sud și atunci când nu avea această funcție de mare importanță la acest minister. Alături de mine este domnul Gigi Pecingină, liberal. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Pecingină, v-am făcut această introducere, ca să zic așa. Mulțumesc. Asta pentru că mi-a plăcut foarte mult că, cel puțin în accepțiunea mea, ați rămas la fel. Chiar dacă dumneavoastră aveți această funcție la minister, mi se pare că sunteți la fel așa cum v-am cunoscut și cu câteva luni în urmă și cu câțiva ani în urmă. Funcția mi se pare că nu v-a schimbat deloc. Și eu sper și îmi doresc ca funcțiile să nu mă schimbe, nici funcția pe care o dețin acum și poate o să mai dețin și altă funcție. Sper să nu mă schimbe, să rămân același om și la aceleași relații să mi le mențin cu oamenii. Nu știu, sunt un om natural și așa îmi place să cred că voi rămâne. Nu mă ascund după funcție, nu port în continuare, nu port costum atunci când am prilejul să nu port, nu-l port. Îmi place să umblu mai casual. În continuare nu încerc să mă rog merite pe care nu le am și sper să rămân la fel în continuare. Cred că asta își doresc și cetățenii acestui județ, cu atât mai mult cu cât vă cunosc foarte mulți dintre ei din postura de avocat și nu un avocat comod, știu eu, și vă cunosc ca și liberal și ca sportiv, așa că eu sper să rămâneți la fel și pe timpul campaniei electorale care bate la ușă, pentru că telespectatorii noștri cu siguranță știu, candidați pe locul 2 la Camera Deputaților, la alegerile parlamentare din decembrie, se pare, acum vom vedea dacă vor rămâne așa sau nu. Pe un loc considerat de unii eligibil, de alții semi-eligibil. Cum vi se pare? Aveți un loc eligibil sau pe jumătate eligibil? Nu știu. Calculele hârtiei arată ceea ce spuneați dumneavoastră. Unii spun că este un loc eligibil, alții spun că nu este un loc eligibil. O să fiu foarte sincer și cred că am realizat lucrul ăsta în cele câteva luni cât am fost la Ministerul Finanțelor. E foarte important să fii la guvernare, dacă vrei să ajuți, județul și nu numai, este foarte important să ai și în schimb și o majoritate în Parlament. Și atunci nu contează pe ce loc sau dacă e un loc eligibil sau mai puțin eligibil, contează ca Partidul Național Liberal să câștige aceste alegeri. Îmi doresc să se întâmple lucrul ăsta și în Gorj, iar la nivel național sunt convins că se va întâmpla. Sunt destui politicieni care au lăudat sau criticat lista PNL-ului pentru alegerile parlamentare. Unii au spus că ați făcut un lucru foarte bun și că ați venit cu oameni noi, de exemplu domnul Iulian Popescu, prezența colegilor dumneavoastră în listă, dar și a domnului Iordache adus alături de dumneavoastră. Alții au zis că nu s-a făcut bine și că nu ieșiți cu oamenii potriviți. Cum vi se pare? Vi se pare că aveți o listă bună de candidați? Încă nu este bătută în cuie, pentru că am văzut că domnul Paraschiv s-a retras. Da, eu consider că avem o listă bună de candidați, la fel au considerat și colegii mei din forurile de conducere a partidului, forurile reprezentative, atunci când au votat în unanimitate această listă. Acum, suntem un partid liberal și, pe cale de consecință, trebuie să acceptăm și idei care nu sunt, să zicem, pe aceeași lungime de undă cu ideile noastre. Trebuie să acceptăm că sunt oameni cărora nu le place și este normal să se întâmple asta. Ar fi fost mai ciudat dacă exista o unanimitate. Dar eu consider, mă repet, la fel ca și colegii mei din Partidul Național Liberal, că avem o listă bună. Și sperăm să demonstrăm în perioada următoare, atât în campania electorală, pentru că acum va fi o campanie, cred eu, atipică. De fapt, revenim la ce era normal. Mass media să aibă un rol important în campania electorală. Acum a apărut, mă rog, în ultima perioadă și online-ul și sunt cei doi piloni ai campaniilor, cred. De fapt, sunt convins pentru că avem această nenorocită pandemie și este o situație dificilă. Nu poți să mergi cu masca, trebuie să respecti anumite reguli, nu poți doar
Tudor nu se mai poate face și atunci cred că mass media va constitui principalul pilon în această campanie electorală. Și atunci, pe lista pe care o avem, considerăm că avem o listă foarte bună și o să demonstrăm în această campanie electorală prin oamenii care se vor prezenta în fața telespectatorilor și telespectatorilor dumneavoastră și altor posturi de televiziune și de radio și o să vedeți că avem o listă foarte bună. Și eu spun că eu așa personal consider că aveți o listă bună prin faptul că sunteți persoane cu notorietate, toți cei din listă. V-am spus cu o mică lipsă că nu știu cine este pe locul 4 până în prezent, când se va completa. Sunteți persoane tinere. Da. Sunteți persoane care nu vă duceți în Parlamentul sau nu doriți să vă duceți în Parlamentul României ca să vă îmbogățiți, adică cu o situație financiară acceptabilă și nu aveți astfel de probleme, fără dosare penale, ceea ce este un lucru extraordinar și cu credibilitate în fața cetățenilor. Eu zic că sunt niște aturi care vor conta. Cred că asta... Am și dorit să demonstrăm background, fiecare de pe listă să aibă un background profesional, adică nu doar activitate politică, să ai și o profesie în spate în care să fi demonstrat sau o activitate în care să fi demonstrat că poți să faci lucruri. Asta e unul la mână. Doi la mână, avem o experiență, iată, și în administrație, pot să spun și eu acum lucrul acesta. Am lucrat în administrație, știm cum merg lucrurile, știm mecanismele. E mult mai ușor, știu unde să apelez ca să rezolve o anumită problemă și cred că lucrurile astea vor conta și vor atârna în balanță la votul de pe 6 decembrie. Plus că aveți primari care au ajuns în funcții și ar trebui să vă ajute și eu cred că veți încerca cu siguranță să rupeți și de la alte primării. Am văzut primari de la PSD care stau în cumpănă de a vota lista PSD-ului, chiar spun că îl vor susține pe domnul Iordache, ceea ce e un lucru extraordinar pentru politică să vezi așa ceva. Dovadă că, deși la parlamentare se votează lista, uite că în Gorj s-ar putea să se voteze oamenii. O pondere importantă are lista și sigla sub care candidezi, trebuie să fim realiști, dar contează și oamenii. Și așa cum spuneați, sunt primari și nu numai primari, președinți de organizații locale, chiar și de la PSD, care vor susține pe omul Iordache, omul Pecinion sau omul Vâlceanu sau pe ceilalți colegi Iulian Popescu, pentru că au o imagine foarte bună sau acești oameni și-au creat o imagine bună în rândul comunităților. Mi-aș dori să obținem un rezultat mai bun decât l-am avut la locale, la parlamentar. Eu zic că s-a obținut un rezultat bun, să nu uităm că suntem într-un județ roșu. Dar nu trebuie să ne mulțumim. Este adevărat. S-a obținut un rezultat bun cu 4 puncte, cu 4 puncte procentuale peste ce s-a obținut în 2016. E clar că suntem în creștere, în creștere și trebuie să ne menținem trendul. Asta este foarte important. Deși eu vă spun așa ca și jurnalist că și guvernarea actuală, faceți parte din guvern, a făcut oarecare greșeli, cel puțin în... accepțiunea publicului și a unor cetățeni care, deși aveți o doctrină liberală și ar fi dorit să mergeți mai mult pe partea socială a cetățeanului, chestia asta cu mărirea pensiilor, mărirea alocațiilor, e adevărat că nu este, da, aveți dreptate și nu fiind, este partea dumneavoastră fiind a liberalilor. Fiind un guvern liberal, dar asta încercăm să explic, ne axăm mai mult pe investiții. Socialiști în general merg pe social și spun că, domne, ajutăm socialul, ajutăm consumul, deci implicit economia. Noi mergem pe un alt principiu, ajutăm investițiile, băgăm bani în investiții, investițiile la rândul lor generează bani pentru social. Și sunt două accepțiuni diferite. Din fericire pentru noi, accepțiunea liberală a dat rezultate în Europa de Vest și cred că va da rezultate și la noi. Investițiile creează locuri de muncă, investițiile creează la rândul lor bani pentru social și lucrurile astea se vor vedea în imediata perioadă. Am avut o problemă și a fost o guvernare și este dificilă pentru că a apărut pandemia. Atipică. Pandemia, da. Am avut, îmi făceam chiar un bilanț, am avut și două moțiuni de cenzură, deci am luat parte la, într-un termen scurt de 10 luni, am prins și am văzut ce se întâmplă atunci când ești membru al unui guvern și în situații de criză. Dar eu cred că totuși ne-am descurcat foarte bine, având în vedere conjunctura, această guvernare sau acest guvern s-a descurcat foarte bine. Să nu uităm că 7% din PIB a fost investit în aceste programe pentru a ajuta economia.
într-o perioadă dificilă, mă repet, dificilă și nu este numai la nivelul României, este la nivel european, mondial chiar, pentru că vorbim de pandemie și bă, economiile sunt gripate. În niciun caz nu v-ați duce ca și liberal spre această politică socială a omului. Vă spun Nu, că. sunt de acord că trebuie mărită pensiile. Părinții mei, amândoi sunt pensionari, sunt de acord că trebuie mărită alocațiile, am doi copii, dar trebuie să vedem cum și de unde. Și să vedem dacă luăm dintr-o parte ce se întâmplă acolo, pentru că vom crea un dezechilibru. Vom ajunge undeva la 90% din bugetul țării să acopere doar cheltuielile cu bugetarii și cu de salarii și pensii. O să Și fie este foarte foarte mult. puțin pentru investiții și România are nevoie de investiții. Da? Să ne dezvoltăm, să devenim vorba cântecului o țară ca afară, avem nevoie de investiții. Autostrăzi, Deci spitale, mergeți tot. practic pe aceeași linie, Da, chiar investiții. dacă ați văzut că este important și acest aspect, dar uite că chiar ieri seara am avut aici în studio, în locul dumneavoastră, pe doamna deputată Elvira Șarapatin, care spunea, culmea, m-a și uimit că probabil PSD-ul a greșit că s-a dus pe această politică de ajutorare a omului, că până la urmă investițiile contează. Deci să o Asta e, spună un da. social-democrat că totuși PNL-ul a punctat acolo unde trebuia și chiar spunea că după alegerile parlamentare, dacă PSD-ul va câștiga, ar trebui să puncteze tocmai ceea ce spuneți dumneavoastră, că face în prezent PNL-ul, deși pierde electorat din aceste categorii sociale. Nu, eu nu cred că marea majoritate înțeleg. Într-adevăr, sunt și oameni care nu înțeleg că atunci când trebuie să faci o majorare undeva, trebuie să te gândești foarte bine de unde iei banii. Noi am majora pensiile cu 14%, urmează o a doua tranșe la începutul anului viitor. Deci vom face lucrurile astea, vom majora pensiile în continuare, dar în tranșe. Nu le-am putut da pentru că bugetul nu suporta în momentul ăsta un asemenea dezechilibru. Și cred că vom ține trendul și vom crește în continuare și pensiile și alocațiile. Poți să vedem ce se va întâmpla la anul. Depindem foarte mult de situația Legate de de coronavirus. coronavirus, da. Depindem foarte mult și economia. E clar, un lucru e cert, nu? Trebuie să învățăm să conviețuim cu acest virus și nu putem să mai revenim la ce era la începutul pandemiei, cu închiderea totală a economiei. Nu se mai poate lucrul ăsta, dar trebuie să ne protejăm, să luăm măsuri, pentru că siguranța și viața cetățeanului contează, e prioritară. Și eu cred că fac parte dintr-un guvern responsabil și lucrurile astea sunt prioritare. Nu sunteți, știu eu, un om al cifrelor, nu o să vă bag prin cifre și procente, dar se vorbește foarte mult în mass media, în special, că ne îndatorăm tot mai mult, că situația de față ne obligă să ne facem datorii ca și țară. Este real, ne îndatorăm în această perioadă pentru a trece cu bine de pandemie. Nu pentru a trece neapărat, pentru a trece cu bine de pandemie, ci trebuie să acoperim un deficit bugetar. Ca să plătești pensii, salarii, atunci când sunt stabilite și au fost stabilite de guvernarea anterioară, fără să se stabilească sursele de unde vom lua acești bani, trebuie să faci anumite împrumuturi. Florin Câțu, Ministrul Finanțelor, este un tip transparent și de fiecare dată când face un împrumut, îl Se face face public public. ca să se știe și spune pentru cu banii aceștia vom plăti sau vom face X lucruri, ca să știe cetățeanul pentru ce sunt luate împrumuturile. Spre deosebire de guvernările anterioare, și atunci se făceau împrumuturi, să știți, tot pentru plata deficitului. De data asta există transparență și de data asta avem credibilitate. Ministrul Câțu și guvernul Orban au credibilitate pe piața externă și toate împrumuturile care s-au făcut la dobânzi mult, mult, mult mai mici decât se făceau în anii anteriori. Ba mai mult, am avut și eu o premieră istorică, am obținut împrumut cu dobândă negativă. Adică ți se dau bani ca să iei bani împrumut. Un lucru Da, e extraordinar. un lucru extraordinar, ceea ce spune tot despre credibilitatea pe piața bancară a guvernului Orban și respectiva bancherului Câțu, să zic așa. Bancherul Câțu, că tot ați pomenit de dânsul, va candida și dumnealui la alegerile parlamentare, Da, la la fel cum o București. faceți dumneavoastră. Va fi greu, credeți, în perioada imediat următoare să se coordoneze un minister de talia Ministerului Finanțelor cu candidați la parlamentare implicați în campania electorală și cu o țară cu probleme financiare, să zic Nu, așa. pentru că, așa cum știți, digitalizarea este unul dintre obiectivele noastre și vârdălan ce este Ministerul Finanțelor. Ne-am luat toate măsurile să avem totul pus la punct pentru campaniile electorale. Florin Câțu va candida la București, deci va fi prezent
în permanență la minister. Mai aveam un coleg în minister, Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, care va candida, este tot secretar de stat, va candida și el la deputați, de data aceasta tot pe București, pe listele de la București. Nu Dar este nu va fi greu, o problemă, nu este o spuneți problemă și dumneavoastră, acum ne-am pentru coordonat foarte minister. bine și ne coordonăm foarte bine activitățile, nu va fi o problemă. Mai avem doi colegi, unul de la UDMR, Otilo Gheorghi și Mironel Panțuroiu de la PMP. Deci lucrurile sunt clare, sunt așezate, știm Nu e fiecare ce ceva ieșit vedem. din comun Nu, că nu, nu. ministrul candidează, că secretarii de stat Da, nu, eu de candidează exemplu voi intra în concediu pentru că mi-am lăsat zilele de concediu. special pentru Da, nu acest știam dacă voi eveniment. candida, dar știam că va fi campanie electorală și importantă campanie electorală, pentru că până la urmă e o funcție politică, ai fost numit politic, lucru asumat și atunci trebuie să dai și tu înapoi, cel puțin muncă, dacă nu mai mult, să zic așa, să ai o contribuție. Și de asta m-am lăsat pentru campaniile electorale concediu, numai Deci, anul ăsta. practic, să vă susțineți colegii, neștiind la Sigur, acel moment dacă că voi candida sau dacă nu. veți candida. Domnul Câțu vă va susține în campanie, va veni să vă ajute. Florin Câțu este unul dintre cei mai mari susținători ai Gorjului și ai Partidului A fost Național destul de des în Liberal. județul cu orice drept. Da, de multe ori Poate nici n-am chiar, știut. da, presa nici nu a știut, da, este unul dintre susținătorii și ai mei, și al Dan Vâlceanu, și ai Gorjului, PNL-ului Gorj în general, va fi prezent, probabil, în campanie, ca și multe alte personalități de la nivel central. Asta contează. Și dumneavoastră ați fost foarte activ în campanie. Eu m-am întâlnit cu dumneavoastră în anumite localități unde v-ați susținut colegii și nu v-ați susținut la nivel declarativ, ci mergând cu ei vorba aia pe stradă, bătând pe la porțile oamenilor, discutând cu cetățenii, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar vis-a-vis de funcție, că tot spuneam de funcție, funcția care nu te schimbă în momentul Nu în care trebuie să te ajungi schimbe. la Și mă București. repet, am dat exemplu cu blugii, pentru că foarte mulți atunci când pun costumul pe ei încearcă să pară mult mai doc, să încerce Și să impună să oarecare fie exact, distanță. să fie ceea ce nu sunt. Pur lucrul ăsta nu m-a plăcut niciodată și nu cred că mi se potrivesc și nu o să le aplic niciodată. Cum vă Rămân îmbăcați același. cu blugii, apropo că ați zis de acest lucru, la minister? La minister trebuie La să aveți minister, ținută. da, am programări și dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, din nefericire pentru mine, eu țin și audiențele și atunci trebuie să ai o ținută office și da, E mai sunt greu, obligat, e mai dar... greu. Scap de cravată în general, dar doar la ședințele de guvern o iau și atunci când sunt delegații străine importante, îmi pun și cravată, dar în rest încerc să scap de cravată. Dar asta e, funcția impune și anumite restricții pe care mi le-am asumat. V-a schimbat ceva percepția perioada asta de atâtea luni? Spuneți că sunteți din ianuarie în Da, Ministerul când de am ajuns în Finanțe. Ministerul de Finanțe am fost șocat. Deci am fost șocat. În primul rând, atitudinea funcționarilor publici. Nu lucrasem niciodată în la stat, cum se zice. Am lucrat doar în privat și am fost șocat. Pentru că acolo lucrurile erau mult mai relaxate, mult mai programul este program, vii la oră fixă, semnezi contica, pleci la oră fixă. Dacă vrei să rămâi, dacă trebuie să rămâi peste program, orele suplimentare, mă rog. Niște Plătite și chestiuni așa. de genul ăsta. Între timp s-au mai schimbat lucrurile și domnul ministru Câțu și eu am venit din privat și Sebastian Burduja, chiar și Mironel Panțură, eu am venit din privat și lucrurile s-au mai schimbat în minister și la nivel de Le-a percepție. spus la punct, ca să înțeleg. Nu neapărat, dar au înțeles oamenii că nu trebuie să fii neapărat să nu sunt plătiți pentru 8 ore. Adică vii la serviciu, stai 8 ore și pleci acasă și ți-ai luat banii. Ești plătit să faci niște lucruri și atunci poți să le faci în 5 minute. Nimeni nu te obligă să stai acolo pe scaunul la 8 ore. Le faci în 5 minute, ți-ai rezolvat problema. Când am avut nevoie ca minister lucrurile să funcționeze, trebuie să fii acolo. Că e noapte, că e dimineața, și oamenii au înțeles, majoritatea au înțeles și lucrurile se întâmplă, se desfășoară altfel acum. Da, avem ședințe de guvern care se termină la 3 dimineața și oamenii stau pe poziții, ministere, cel puțin în Ministerul de Finanțe, stau pe poziții pentru că pot să apară chestiuni care Noutăți se ceară sau urgențe. unde ne trebuie punct de vedere și atunci trebuie să stea departamentul respectiv la serviciu. Și nu a existat probleme. Deci lucrurile se desfășoară. Dar la început am fost uimit și am fost uimit la modul cum se plimbă hârtiile într-un minister. Colegi de birou își trimiteau oficial hârtie. Eu am găsit la țigară afară, da? Uite, m-am schimbat la minister, am început să fumez, am reînceput să fumez și găseam la țigară afară, discutam cu ei, era tot amical și după aceea vedeam că trenează lucrurile și întrebam ce se întâmplă. Păi eu am trimis colegului hârtie, dar nu mi-a răspuns.
Și am rămas șocat, eram șocat cum, adică voi nu vorbiți între voi, ieșiți la țigară, dar nu discutați între voi, De serviciu? trebuie să vă trimiteți oficial. Da, așa se lucra. Și am mai schimbat și din chestiunea asta, adică când apare o problemă, îi chem pe toți, îi pun la un loc și se rezolvă lucrurile foarte repede. Am fost Oricum, șocat da, la început. schimbarea cred că nu a fost tocmai ușoară, pentru că mi-aduc aminte de niște materiale care apăruseră în presa centrală vis-a-vis de gruparea de la Gorj care a pus stăpânire pe Ministerul de Finanțe. A fost un material oarecum negativ, pentru Dar ei că... n-au știut, acolo sunt în minister, sunt foarte, foarte mulți gorjeni în poziții cheie, poate nu de director, Pe dar de șef, respectivii nu i-a menționat, dar dar am sunt, menționat vă vârfurile. spun, da, la un moment dat, i-am descoperit și un timp, mi-am dat seama, dacă vreți o glumă, unde mergeau lucrurile, sigur, erau în Oltean sau în Corcean, unde se mișcau repede lucrurile. Și așa este, sunt foarte mulți gorjeni în Ministerul de Finanțe, cel Și în puțin poziții cheie, și în spuneați poziții cheie dumneavoastră, sunt, da, fără să știm numai la nimic. nivel de director sau de secretar de stat sau SGA, secretar general adjunct. Avem șef de serviciu, avem simpli funcționari care sunt cheie în Ministerul de Finanțe și fac treaba cu prisosință. Deci, într-adevăr, Gorjul a cucerit acolo Ministerul de Da, și Finanțe, credeți-mă, fără înainte să veniți dumneavoastră. se spune că inclusiv trezoreria se lasă moștenire la Gorjeni, din Gorjean în Gorjean. Trezoreria nu se lasă trezoreria statului decât la Gorjeni. Așa, tot un Gorjean conduce acum trezoreria, este din Un lucru Cărbunești. extraordinar. Da, și eu l-am des, nu știam de el, nu e vedetă, e un om de cifre, da, care vorbește cu cifrele și este gorjean al nostru. Da, și un tip foarte, are și umorul ăsta gorjenesc și el, la rândul său, a fost instruit și a preluat de la un alt gorjean. Da, se zice Și da, că glumă tradiția e merge înainte. glumă, băi, voi gorjenii se lasă moștenirea trezoreria statului la gorjeni. Un Sunt lucru foarte extraordinar. smart și ca să citesc din... Am avut o întâlnire cu domnul George Păunescu și îmi spunea la un moment dat, mândru și dânsul de originile dumnealui de la Novaci, pe linie maternă, le spunea celorlalți interlocutori cu care eram la masă, într-un cadru oficial, le spunea, știți cum suntem gorjenii printre oltenii, ca lor zi printre englezi, da. Oh. Deci sunt foarte mulți gorjeni care sunt în poziții cheie și nu numai în Ministerul de Finanțe, și în guvern, să știți. Dar nu sunt vizibili, nu sunt... Asta e un lucru foarte bun, deci practic Și eu vă materialul spun că... respectiv nu a avut Da, trebuie să luăm ca atare. Eu l-am luat ca atare și e. nu, Poate fi practic surprinzător. știau doar o parte din adevăr, ca să spun așa, și l-au scos doar pe acela în evidență. Vreau să vă întreb cum a acceptat familia, că tot am vorbit despre viața personală, cum a acceptat familia prezența dumneavoastră în București, i-ați luat cu dumneavoastră, vă vedeți odată la săptămână, la 2 săptămâni. A fost, hai să zicem, pentru mine a fost puțin mai ușor, pentru că băiatul meu are 17 ani jumătate, fetița Să are trăiască. 13 ani, mulțumesc, și Sunt mari. sunt căsătorit de 20 de ani, deci lucrurile și aici în Gorj nu pot să spun că am fost un om care stătea la patru acasă, plecam de la serviciu, la mine era un program, știți cum e privat. Nu se Haotic. știe, pleci, nu știi când vii, ce probleme apar. Mie mi-a fost ușor, lor le-a fost mai greu, le-a fost mai greu, o simt și acum, cel puțin fetiței, am avut și anumite probleme, dar am trecut peste ele. Acum vin mai des, la început veneam o dată la 2 săptămâni. Deci încercați să păstrați legătura cu familia la Da, săptămână și prin dar prezență, știți ce se telefonic, întâmplă? îmi Am avut imaginez acum, că tot dacă timpul. pot să și glumesc, la un moment dat mi-au spus, stai la București, venim noi la tine, pentru că și așa, dacă vii acasă, ne întâlnim tot seara. Deci tot plecați Pentru de că eram, acasă. da, în întâlniri, în discuții și politice și oficiale, pe chestiuni legate de Ministerul de Finanțe și atunci nu stăteam deloc acasă și preferă să vină ei la București decât să vin eu acasă. E Acum nu mai e interesant. E cazul bine pentru că sunt în că campanie. dumneavoastră, ca persoană, v-ați obișnuit și ați putut să tolerați nebunia și viața din București, pentru că Mi-a am fost avut... ușor, am prins primele luni pandemie, deci nu era A nimeni fost pe stradă, liniște, mai liniște. liniște. Așa am învățat și Bucureștiul, adică Fără traficul mă rătăceam infernal. pe străzi, întorceam, nu era nicio problemă. Iar mai am un avantaj, nu am fost obișnuit, adică am fost obișnuit să fiu un... Nu-mi place clubbing-ul, nu-mi plac chestiile astea care pe unii atrag în București. Și poate de asta am și avut noroc și poate sunt apreciat la minister, pentru că mă duceam dimineața și plecam seara, fiind singur, mă plictiseam acasă și stăteam la minister. Chiar era o anecdotă pe la începutul
activității mele, pentru că șefii trebuia să rămână și ei, nu puteau să plece cei care erau în directa subordonare. Adică e obligați Așteptam oarecum să să rămână. Eu nu rămână. știam cutuma asta și, nelucrând la stat, nu știam cutuma asta și la un moment dat mi s-a spus, Nici eu bă, nu știam. cred că ești cel mai înjurat aici, voi vii dimineața și pleci seara, păi Până ați șefii, înțeles și eu să... am înțeles, dar și le-am spus, dacă aveți probleme, puteți să plecați, nu e nicio problemă, eu rămân aici pentru că nu am ce să fac efectiv acasă în București. Iau familie și, mă rog, trebuie să fim înțelegători. Nu putem să fim absurzi, să îi ținem pe toți după programul nostru. Deci vă place acolo, cam asta este ideea, vă Eu place spun ceea că ce m-am descurcat, faceți. dar Era ceva nou pentru dumneavoastră, nu aveați legătură cu nu a, finanțele, să zic da, așa. dar eu, de exemplu, acum am în subordonare direcția juridică, direcția cod fiscal, procedură fiscală și reglementări vamale, adică tot ce înseamnă legislații. Ori pentru mine astea nu erau lucruri noi. Da, o legislație totuși ușor diferită de Da, cea cu care vreau vă să vă întâlnesc. spun, chiar am întâlnit oameni, eu m-am judecat mult timp și am avut cauze, de exemplu, Nispeanu versus România, pe taxe la auto. Am fost promotor unor chestiuni de drept și am creat practică la nivel național pe chestiunea asta. Și am întâlnit cu oameni cu care m-am judecat și cu care făceam schimb de hârtie, acum sunt subordonați. Ce Și știau interesant. despre speție, că s-au interesat să vadă cine vine, da? Am întâlnit cu mari case de avocatură, care, la fel, eu am rămas surprins pentru că ai tendința la un moment dat să te plafonezi la Gorj. Cu Dar noi suntem siguranță. foarte, foarte, foarte smart. Nu glumesc. Gorjenii și oltenii, în general, le fuge mintea. Asta este un lucru, un principiu general valabil. Și m-am întâlnit cu oameni, reprezentanții unor mari case de avocatură, care știau și din spățele mele și discutam despre ele. Și eu uitasem, de unele chiar uitasem. Cei drept, după ce intri în politică, te diluiesc ca profesional și atunci ai tendința să dai uitării ce te-a lansat în politică până la urmă. Am devenit politician cunoscut datorită spețelor pe care le-am avut în avocatură. Cu siguranță. Deci a contat. A cântărit greu faptul că ați câștigat niște procese foarte importante la nivel nu numai județean, și național, spuneați Și dumneavoastră. am creat practică, chiar și la nivelul Curții de Apel Craiova, uitasem chestiunea asta, acum mi-am amintit, pe falimente cu Grimex, cu dosarul de Grimex, plăți compensatorii în procedură de faliment. La momentul ăla, 2007-2008, pe Curtea de Apel Craiova nu se acordaseră aceste plăți compensatorii. Nu, Și eu am un fost lucru avocat extraordinar. în cauze. Ulterior au venit toate uzinele, din nefericire, care au intrat în procedura de insolvență. Și S-au eu le folosit uitasem, da, la alți colegi din alte zone sentința de acolo. au folosit sentințele, dar eu uitasem de chestiunile astea, fiind pe la începutul carierei, da. Lucruri care ți le reamintesc oameni de valoare din domeniu, din profesie, la București. De asta vă spun că mi-a fost ușor, m-am integrat repede, am văzut ce trebuie să fac acolo, am văzut atribuțiile mele, am știut ce să le cer subordonaților. M-am integrat foarte repede și lucrez foarte bine cu juridicul și cu cei de la cu direcția de cod fiscal, procedură fiscală și reglementări vamale, mai ales că noi suntem, sau această direcție dă tonul în ceea ce privește accize, impozite, noi suntem creatorii acestor, să zic așa, nenorociri. Și atunci mi-e mult mai Dar ușor e vorba de bani care ajung la bugetul statului sta. și Și care trebuie. la rândul lor sunt redistribuiți spre chestiuni, iată, și sociale. Da, cu siguranță. Vreau să vă readuc un pu puțin în politică. Aveți un ton foarte calm, sunteți foarte relaxat. Aici, la nivel de Gorj, oricum știu că sunteți la curent cu tot ce se întâmplă, lucrurile nu sunt parcă tot așa de calme cum se văd sau se simt dinspre București. Avem două echipe totuși la PNL, care n-ar trebui să-și împartă nimic, cu toate acestea parcă își împart. Vorbim de organizația județeană condusă de domnul Vâlceanu și de organizația municipală condusă de domnul Marcel Romanescu. Ați încercat cumva să fiți așa un factor de conciliere între cele două părți, să încercați să Nu. îi explicați și domnului Romanescu că Poate așa, greșește, poate că... așa apare din afară, dar pentru că, mă repet, suntem Partid Liberal, personalități, multe personalități, să știți că la ședințe sunt mult mai multe voci, sunt de multe ori și discuții aprinse și pro și contra. Dacă cineva ar surprinde ședințele sau surprindea ședințele de birou permanent județean, în trecut, înainte să plec spre București, ar fi avut senzația că eu sunt adversarul Dan Vâlceanu. Deci cele mai multe contra în ședințe cu Dan Vâlceanu le Dan aveați Vâlceanu le avea cu dumneavoastră. mine, da? Dar era un interior. Acum, are și Marcel părerile lui, le expune public, da? Greșește sau... Nu știu, el o să analizeze și el știe de ce o face și nu e treaba mea. Eu vorbesc cu Marcel Romanescu și
chiar discutăm și anumite probleme privind bugetul, Asta e un lucru chestiuni care foarte se bun. De asta întâmplă vă zic, și pe cu... asta mizez, că puteți Da, să-i nu, deschideți oarecum ochii și să-i spuneți, domnule, nu și dăm Marcel bine. cu Dan au avut și întâlniri și zilele trecute, se întâlnesc și vorbesc și discută. Politica, cum să zic, îți impune la un moment dat și alte atitudini decât cele care ar părea corecte. Și atunci trebuie să înțelegem, să fim înțelegători. Deci, Eu cred că sunt găsind. să înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că lucrurile în interior sunt mult mai calme, dar uite Da. ceea ce iasă public dintr-o parte, din ce văd, că nu l-am auzit pe domnul Vâlceanu să Nici fi nu sunt ieșit cu auziți. critici în partea cealaltă, sunt doar de imagine. Deci eu vă spun că în interiorul partidului, apropo și de listă, a fost un vot unanimitate. Domnul Marcel Romanescu a fost prezent în sală. Dan Vâlcean era la pupitru la tribună. A întrebat, există și alte propuneri? A fost liniște, nu a propus nimeni pe nimeni pentru a le supune la vot, A pentru a părut că interveni. toată lumea este mulțumită, Da, inclusiv domnul Romanescu. a întrebat, se opune cineva, nimeni, se abține cineva, nimeni, pe care consecința a fost unanimitate. Deci s-a votat această listă în unanimitate. Ce s-a întâmplat ulterior, nu vreau să comentez pentru că nu știu care sunt resorturile care duc la aceste declarații. Dar încă o dată, toată lumea și eu nu cred că Marcel Romanescu, din contră, cred că avem o relație de amiciție cu toții și o să vedeți. În campania asta toată lumea pune osul la treabă. Așa mi se pare corect, până la urmă și municipiul să tragă Municipiu este o componentă, la fel cum este pentru municipiul județ, Motru, pentru listă. la fel cum este, apropo, Albeniu, care a avut ca și scor politic cel mai bun procent. Deci nu A văd fost de ce, surprinzător chiar și pentru da, și partid. pentru noi, da. Cred că Târgu Jiu a fost, din punct de vedere al scorului politic, dacă nu mă înșel, pe locul 22. Deci te interesează ca partid politic și scorul politic. Într-adevăr, contează să ai și municipiu, un lucru extraordinar, fantastic, ca să-l citesc pe Florin Cățu, dar contează și te interesează și votul politic. Până la urmă, nu poți să ai o administrație liberală la nivel de Târgu Jiu fără să ai un guvern liberal și fără să ai un parlament cu majoritate liberală. Ești Că n-ai cum. o picătură într-un ocean și nu poți să-ți dezvolți proiectele așa cum ai dori. Și Marcel știe pentru că a văzut ce înseamnă să ai un guvern liberal în ultimul an de zile. Ceea ce înseamnă cât și chiar la întâlnirea cu Raluca Turcanu, a spus lucrurile astea și a precizat în fața presiei cât de important este să ai guvern liberal. Asta e un lucru bun că se vede. Eu zic că nu suntem de condamnat, noi presa care taxăm Ah, nu. aceste ieșiri care nu sunt corecte dintr-un anumit punct de vedere. Nouă ne plac, nu neg acest lucru, că până la urmă știi să bagi bățul dă bine la public și știrile de genul se citesc. Dar zic eu că nu dă bine pentru imaginea partidului, cu atât mai mult cu cât îmi spuneți că în interior lucrurile sunt calme și se respectă statutul. Uite, chiar domnul Măreg a ieșit ieri cu o declarație publică și a spus că Dan Vâlceanu a acționat Conform conform statului. statutului, pentru că și dânsul a fost președintele PNL și niciodată nu venea municipiul să impună vreau locul cu tare, vreau nu mai știu ce vreau, ci BPJ-ul, lucru care s-a și făcut de către domnul Vâlceanu. Adică n-ai cum să-i aduci critici. BPJ-ul și CDJ-ul. Deci a venit propunerea Da. BPJ-ului și după aceea Deci CDJ-ul. s-a Da. urmat calea Toți, da, corectă, conform statutului. legală, conform statutului. Adică de ce să mai apar după aia și să zice locul cu tare, dar locul 4 nu e eligibil, dar vrem ce e joacă de copii. Păi, de ce Da, nu ai nu, spus nu o acolo să... când ai fost, dacă tot era, adică când se putea schimba ceva? Pe cine intenționați până la urmă să puneți pe locul 4? Ce se vehiculează? Sunt discuții, au fost discuții și o să ținem cont de toate părerile. Sunt mai multe propuneri, o să se ia o decizie. Probabil cel mai sigur o să știm sâmbătă seara sau duminică, o să știm Deci acum, programul. în Da, perioada sigur, imediat sigur, sigur. următoare, pentru că lista trebuie să ajungă la La București. București, da, pentru a fi validată și de către București și ulterior să fie depuse, cred că pe 21, dacă nu mă înșel. 22 e ultima zi de depunere a candidaturilor. Mi-a plăcut că PNL-ul a luat fața tuturor cu lista, a dovedit că este transparent. Sunteți primul partid care a ieșit cu o listă reală de candidați, nu cu propuneri. Nu știu ce păzește până acum PSD-ul, nu știu ce și împarte și ce. Acum nu aș vrea eu să fiu avocatul PSD-ului, dar să știți că de fiecare dată crearea unei liste sau să ajungi la o listă definitivă creează probleme și frământări în interiorul organizației. Mai ales la PSD, care a fost obișnuit să câștige în fanfar și să aibă un număr mare de parlamentari. Lucrul ăsta nu se va mai întâmpla acum și foarte mulți vor rămâne în afara listelor.
Mulți nu și-au concretizat dorințele la alegerile locale și iarăși sunt pe din afară și ar dori să accedă pe listă. Dar nu v-ați dori să fiți acolo la PSD ca să vedeți Nu, cum să domnul știți. Weber împarte lucrurile, pentru că E problema, e problema este lor dificil de împărțit. și Sunt foarte mulți doritori. eu cred că așa cum s-a procedat la PNL, e dovadă de o democrație, supui la vot. Și dacă cei din interior au și alte propuneri, în funcție de număr. Acum am înțeles că la dâns și e o problemă că le stabilește București. Asta vreau să vă întreb și Or, eu, că listele dumneavoastră ajung la București, la București se da. schimbă în totalitate și Nu, ajung altele la nu, Târgu Jiu, nu, cum s-a nu, nu. întâmplat de altfel la PSD. Asta se întâmplă la PSD, s-a întâmplat la PSD și probabil am văzut la domnul Weber care nu are, nu știu, curajul să-și asume o listă și atunci vine cu această teorie că le stabilește București. Știu că Dragnea l-a stabilit, asta o știm cu toții, au plecat cu o listă la gol, s-au întors cu alta, diametral opusă. Nu știu dacă de data asta Marcel Ciolacu le stabilește listele la Gorj. Cred că tot Gorjenia trebuie să-și stabilească listele, indiferent de culoare Așa ar fi politică. corect, cel puțin. Exact. Dar vom vedea ce se întâmplă. Ați auzit despre alți candidați care sunt vehiculați în cursă? S-a auzit numele domnului Boza pentru PMP. E adevărat că domnul David Soiu nu a recunoscut public aceste negocieri. Vi se pare că aceste partide mai mici trebuie să vină cu niște nume din astea bombastice ca să ia din locurile eligibile care par oarecum împărțite între PSD și PNL, să fim serioși. Nu știu dacă neapărat numele bombastic te ajută, dacă notorietatea te ajută. Într-adevăr, cele două partide mari, PNL și PSD, au un avantaj pentru că au structuri. Iar la tipul ăsta de alegeri cu vot politic, contează foarte mult structura. Nu știu dacă îi va ajuta foarte mult notorietatea persoanelor pe care le vor pune, dar oricum va conta. PMP-ul, Pro-România și USR, USR-ul se vor bate pentru, sau un loc cel de puțin, un deputat. loc de deputat. Cel puțin așa cum discutăm acum, Matematic, astăzi, da, matematic, așa da, par și pe împărțite anumite lucrurile. sondaje care le-am văzut și eu și pe situația reală a votului de la locale. Vă spun că la parlamentare cred că situația se va schimba puțin. Sper în favoarea PNL-ului și asta ne dorim ca și procent. Nu știu ca număr de votanți ce se va întâmpla, pentru că e iarnă, e frig, e COVID, Se închid orașe, se sunt o închid groază de factori localități care pot să influențeze alegerile. și totuși PNL își dorește ca alegerile să aibă loc pe 6 decembrie. PSD vrea o amânare pentru luna martie, se Deci eu vă spun discută. cu certitudine și ceea ce vă spuneam și la începutul emisiunii, fac parte dintr-un guvern responsabil pentru care primează siguranța cetățeanului. Dacă lucrurile vor degenera, se ia în calcul și acest aspect, dar doar dacă lucrurile vor degenera. Știam, deocamdată sunt controlabile, sunt control lucrurile, s-au luat aceste măsuri, să zicem, coercitive. Unii le privesc ca restrângere de drepturi, eu le privesc ca măsuri de prevenție pentru a înceta sau răspândirea virusului să fie cât mai mult diminuată. Deci, un singur lucru poate schimba data alegerilor, Virus. o creștere foarte mare, Alarmanta. alarmantă a numărului de persoane care sunt infectate cu COVID. Exact. Apropo de COVID, v-a fost teamă, ați avut colegi, uite, domnul Banța, care a fost afectat de COVID, domnul Paraschiv, afectat de COVID. V-a fost teamă, vă este teamă acolo în M-am și București? testat de câteva ori pentru că am avut chiar din apropiați și oameni cu care lucram în mod direct, care au fost fie contact direct, fie bolnav de COVID, dar mulțumesc Dumnezeu, până acum n-am contactat acest virus și sper să nu-l Vă contactez. protejați, adică În purtați permanență port masca. mască, mă spăl pe mâini foarte des, am dezinfectant, mașină, la birou, acasă, cum intru, dacă de mult glumeam cu soția mea, știți, cu geanta unei doamne, la fel Să am nu... ajuns și eu să umblu cu cu geanta. dezinfectant, cu măști, cu tot felul de chestii din astea. Da. Pentru a putea să rămân pe baricade, fac și chestiunea asta și nu mă gândesc neapărat la mine, pentru că cred că aș duce, nu am nicio boală, sunt încă sănătos, sunt tânăr, nu se știe niciodată cum reacționez la un asemenea virus, dar pentru a-i proteja pe ceilalți, am părinți în Așa. vârstă cu bolnavi cardiaci, diabet, probleme de genul ăsta, am copii și mă gândesc tot timpul la cei din jurul meu și de asta mă protejez, încerc să mă protejez cât mai mult. Deși, repet, intru în contact zilnic cu foarte, foarte, foarte multă lume.
Așa e. Vreau să vă întreb, totuși, mai avem puțin din emisiune, despre complexul energetic Oltenia. Este un adevărat război al declarațiilor. Ba că PNL nu vrea să mențină acest colos, ba că PSD nu știu ce a făcut în Parlamentul European, European, da. ba că Dan Vâlceanu este bun, ba că Weber este bun, ba că unul este rău, ba că celălalt este rău. Știți cum e. Și totuși, eu cred că voturile minerilor și energeticienilor s-au dus în număr destul de mare spre PNL. Ați fost unul dintre cei care v-ați bătut pentru complexul energetic Oltenia, știți situația în amănunt. Ce credeți că se va întâmpla în perioada imediat următoare? Avem motive de îngrijorare, vorbim de insolvență, iar ne Nu. auzim în campanie, Nu se se vorbește de pune. faliment, ba Nu. PSD-ul vrea să-l țină, deci nu, nici nu mai știm ce să credem. Nu, nu se pune problema insolvenței. Avem un plan. Dacă ne ținem și suntem serioși, eu cred că suntem serioși și ne ținem de acest plan, se vor finaliza în curând negocierile cu Comisia Europeană. Vă spun asta pentru că anumite departamente din Ministerul de Finanțe sunt angrenate în această negociere cu Comisia Europeană. Și cred că ce o are viitor? Are viitor trecând pe gaz, care este considerat un combustibil de tranziție. Așa cum bine observați, Uniunea Europeană ne impune, da, și din nefericire și conaționalii noștri au votat fără să realizeze probabil că nu vorbim numai de CO. N-ai cum să reduci emisiile la procentele la 60% într-un termen atât de scurt. Evitând CO din România schemă. nu este, da, România nu este Germania, care a început de mult, au foarte mulți bani, au accesat foarte mulți bani fonduri europene. Noi ne-am trezit târziu, lucrurile merg greoi la noi pentru că nu avem, să nu folosesc un termen tehnic, nu avem mecanismele necesare să accesăm acești bani. Până le punem la punct, durează și atunci o perioadă mai lungă pentru România era ok. Asta e, s-a votat, o să încercăm să implementăm la ce oricum 5 ani. Să sperăm că vom trece pe gaz și vom avea și acele panouri fotovoltaice care vor ajuta și vor scădea costurile cu certificatele de carbon. Iar soarta CEO o să se mențină, O adică să va mențină, rămâne chiar va dacă va rămâne avea un CO, număr va... redus, mult mai redus de salariați? Se va întâmpla pe cale naturală. Am văzut și aici foarte mari îngrijorări. Eu vă spun și din partea cealaltă, sunt îngrijorări pentru că foarte mulți vor ieși la pensie, specialiști, oameni care s-au format în timp, oameni care știu mersul și trebuie să formezi specialiști ani de zile. Și e îngrijorare din partea angajatorului, să zic așa, că vor pleca cei mai buni specialiști în perioada următoare. 5.000 de oameni vor ieși la pensie în perioada următoare. Pe cale Deci, practic, naturală. reducerea se va face pentru Pe că cale oamenii, naturală, da, da. vor pleca la Dar pensie și ăsta e motivul nu pentru va fi care se fac necesară angajări. Acum se disponibilizare. fac 60 de tineri până în 29 de ani, Am cred, văzut, da. se angajează. Și să încearcă prin toate mijloacele să-i și profesionalizezi în domeniile respective. Ce va rămâne și va funcționa aici. Într-adevăr, nu va mai fi așa cum o știam noi, nu va mai fi cum era pe vremea combinatului minier, 40.000 numai la rovinări, plus 40.000 la modul, deci erau angajați. Nici măcar poate 13.000, dar cu 9.000, 8-9.000 de oameni va funcționa în permanență și vor fi gorjeni, ceea ce este și normal. Este foarte bine. Nu v-am întrebat despre prezența domnului Iordache în PNL, dacă ați avut vreo reacție negativă sau ați considerat că este un plus pentru partid. Este clar un plus politic, deci orice ar spune și cei care îl iubesc pe Ion Iordache și cei care nu îl iubesc pe Ion Iordache, fie că sunt în PNL, fie că sunt în alte partide politice, trebuie să recunoască că din punct de vedere politic este un plus pentru PNL. Iar modul cum și-a jucat PNL-ul cartea este unul câștigător, zic eu. Și o să se demonstreze dacă a fost o mișcare făcută din scurt pentru campania de locale. La parlamentare se va vedea lucrul Se ăsta, va simți se mult va mai bine. simți mult mai bine, da. Plusul politic pe care l-a aduce Ion Iordache, Partidul Național Liberal. Asta e un lucru foarte bun. V-am spus, în piață au fost reacții pro și contra. Majoritatea Este, au știți ce se întâmplă? acceptat Ion Iordache această este un tip cu măsură. personalitate. Și e foarte greu unor lideri care s-au trezit peste noapte lideri să accepte un om cu personalitate lângă ei care să și impună anumite lucruri. Dacă nu ești tu o personalitate puternică să poți să accepti și să și la rândul tău să impui anumite chestiuni, automat vei intra în conflict. Dar mie îmi place un Iordache pe tipicul meu și e și foarte combativ. Asta îmi place cel mai mult.
Îmi plac oamenii care sunt combativi, dincolo de imaginea pe care o sau de background-ul pe care l-au, trebuie să, atunci când intri la luptă, să fii la luptă, adică cu sabia scoasă și să fii în fața oștii, nu să stai să lupte alții pentru tine, doar pentru că ai un nume. Da, și eu consider că este un plus pentru PNL. Nu am înțeles nici acum foarte, foarte bine care au fost nemulțumirile din PSD, de l-au determinat Noi ne pe domnul bucurăm că au Iordache existat să, aceste nemulțumiri. da, pe domnul Iordache să plece de la PSD. Eu zic că este un minus pentru PSD, dar dacă știm că sunt foarte mulți doritori pentru parlamentare la PSD, poate că a fost mai bine așa, Probabil adică. asta a și determinat acea ceartă între PSD și Ion Iordache, dar lucrurile deja au trecut, este aici, este la luptă alături de noi și o să scoată un rezultat bun Cu împreună. siguranță. Vreau să vă mai întreb despre aceste promovări la nivel central. Domnul Vulceanu chiar și-a făcut datoria, deși părea ușor necredibil, să zic, la început că va promova Gorjeni, colegii de-ai săi, în structurile centrale. Totuși a făcut acest lucru și a făcut-o cu mulți dintre dumneavoastră. Credeți că se mai poate? Adică vor mai ajunge și alți colegi de-ai dumneavoastră din PNL Gorj Mie în îmi place să cred că ministere? prin exemplele pe care le-am dat, inclusiv eu, s-a confirmat faptul că avem oameni de valoare. Dacă vreți, ca o anecdotă, la un moment dat, lui Dan Vulceanu îi se mai cerea mai unul cum l-ai dus la Câțu, că am și eu nevoie la un minister. Și Un lucru Dan a foarte spus, bun. am un tren, așteaptă în gara la Târgu Jiu, dacă aveți nevoie, inclusiv, mă rog, inclusiv localitatea de unde era dânsul, dacă nu aveți oameni capabili, vă dau eu Vă de la dau acolo. Gorj. Da, și cu siguranță vor mai fi și vor fi mult mai multe promovări. În condițiile în care Gorj va scoate un număr mai mare de parlamentari, va fi mult mai ușor să promovezi oameni de la Gorj și, mă repet, cred că cei pe care am ajuns în funcție de conducere am demonstrat, s-au văzut, inclusiv premierul a văzut că suntem oameni capabili și va accepta cu ușurință de la Gorj oameni. Putem să facem performanță și, mă repet, eu sunt foarte mândru că, așa cum am spus, gorjenii sunt, au ceva. Au ceva în plus și orice funcție de conducere zici că o au de acasă, le vine natural la Cum e Gorjeni. să fii la București și să vezi că din județul tău vin rezultate bune, că nu ești pus acolo pe lista neagră a analizelor făcute de partid, în care ăia care au 20 nu știu cât de procente, președinții trebuie să plece acasă. V-ați simțit E... bine că ați stat Nu, mi-aș fi peste dorit, linie? trebuie să fiu sincer, mi-aș fi dorit mult mai mult, visam la mult mai mult, dar așa se întâmplă și la școală înveți de 10 și 9 sau 8, dar important e să înveți de 10, la fel se întâmplă și acum. Am avut și am prieteni, de exemplu, actuala președintă a organizației Hunedoara, este Vetuța Stănescu, este secretar de stat la Ministerul Dezvoltării și am o colaborare foarte bună cu ea. Era secretar a organizației până să pierdă alegerile și au fost foarte, foarte dezamăgiți. Și eu știu cât am muncit și din postura de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, cât și de secretar al organizației Hunedoara și era foarte, foarte dezamăgită. Și atunci am înțeles cât de confortabilă e poziția mea Păi când asta vin vreau să spun, de când la stai Gorj, acolo comparându-mă cu și cei da, când de stai la și vezi Hunedoara. că totuși în județul tău au fost rezultate și că nu ești pus în Și că suntem pe discuție. un trend ascendent. Da, chiar dacă nu toată lumea a fost așa să-i dea votul de încredere domnului Dan Vâlceanu, se pare că lucrurile merg spre bine, că sunt într-un trend pozitiv și că practic organizația de la Gorj crește, are oameni valoroși, oameni care n-au făcut de rușine Gorj, nu v-au dus acolo fără bacalaureat, ca să zic așa, ultimele evenimente din Știu. piața de la nivel central. N-am plecat nimeni capul, nici dumneavoastră ca și partid, nici noi de aici, de la Gorj, legat de oamenii care au ajuns să fie promovați acolo în funcții de mare răspundere la nivel central. Da, și mă repet, noi avem și o datorie, așa cum spuneați, dacă noi demonstrăm, cei care vin după noi pot să acceseze mai ușor, să acceadă mai ușor pe funcție, pentru că au demonstrat cei dinainte că se poate și că suntem bine pregătiți profesional și corespundem posturilor pe care te trimite de cel mai multe ori partidul, ca să fim sinceri și să nu ne ascundem după deget. Dar trebuie să fii să nu fii pe principiu, fii omul cât de prost se formează după post. Nu, trebuie să fii, să ai ceva, adică să ai un background când ajungi acolo, să fii pregătit. Spuneau foarte mulți, îmi spuneau și mie, nu ți-e frică, ești jurist, cum să te duci în Ministerul de Finanțe. Marile companii, atunci când fac selecția, nu se uită la CV-ul tău neapărat ce ai lucrat. Vor să vadă ce calități ai, pentru că te formează ulterior pe posturile respective. Și dacă ai calitățile necesare, te selectează.
Asta e Sunt un lucruri lucru. care contează și care trebuie, dacă ai anumite calități, poți să conduci. Principiile de management sunt aceleași la un club de fotbal și la un minister. Un mesaj pentru cei care vă privesc de acasă, dacă aveți, vine campania, intrăm în precampanie în curând. În primul rând să se protejeze, pentru că avem această pandemie care ne omoară tot timpul, la figurat vorbesc, din nefericire și la propriu pentru unii, să se protejeze și să aibă încredere în reprezentanții Partidului Național Liberal că vor face lucruri bune pentru România și implicit pentru Gorj. Vă mulțumesc, domnule Pecingină, vă mulțumesc pentru sinceritate, pentru modestia de care dați dovadă, pentru faptul că nu ne faceți de râs acolo la Ministerul de Finanțe și pentru că, deși noi ne simțim provincial, uite că, doamnelor și domnilor, conducem acolo la București lucruri foarte, foarte importante. Mulțumesc încă o dată, doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare, luni, la aceeași oră. Vă doresc un weekend liniștit.